Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune, Omul între cer și pământ. Aș vrea să continuăm astăzi cu prezentarea coloanei toracale, pentru că, iată, timpul, deși nu există, uneori ne constrânge în această dimensiune în care trăim să încercăm să facem lucrurile pe scurt sau să sărim anumite etape, dar uneori și să revenim asupra lucrurilor pe care poate nu le-am înțeles sau nu le-am aprofundat destul. Este interesant faptul că, dintr-un anumit punct de vedere, dacă ne gândim la coloana vertebrală, coloana vertebrală este un ax central, axis mundi, axa lumii, care este reprezentată la fel de bine de un munte, cum ar fi, de exemplu, la noi Ciahlăul, Retezatul, Bucegii, muntele Olimp și așa mai departe. Pe de altă parte, axa aceasta centrală a lumii ne spune că lucrurile se organizează într-un anumit punct, punctul fiind la fel de bine un punct de acupunctură, locul unde mișcarea încetează. Dar ca orice lucru care încetează, trebuie să reînceapă din nou, așadar mișcarea este prezentă până la urmă și în acel punct în care totul încetează, totul se concentrează. Coloana fiind ca un stâlp central, ca o axă, este axa întotdeauna are un rol ordonator. În templele din vechime, cum ar fi, de exemplu, templul din Delphi și alte temple din zona Mesopotamiei și așa mai departe, chiar și în China, există în locul pe unde se intră în templu de obicei păzitorii porții sau coloane, una care sugerează energia masculină, cealaltă care sugerează energia feminină. Așadar, cele două tipuri de cunoaștere. Lucrul acesta vrea să spună că, așa cum și la nivelul coloanei noastre se îngemânează cele două tipuri de energie, energia masculină și energia feminină, și la pătrunderea într-un templu, într-un spațiu al inițierilor, e nevoie de ambele tipuri de energii, de rațiune și de intuiție. Nu putem spune că una este superioară, celelalte sau una este mai bună, putem spune doar că avem nevoie de ambele în egală măsură pentru a ne putea integra în realitatea, în ghilimele, a acestei lumi. Spun realitatea în ghilimele pentru că, după cum dovedește fizica cuantică, realitatea este un lucru extrem de greu de definit și de ținut în mână. Înțelepții spun că, dintr-un anumit punct de vedere, realitatea este însăși organizarea care este creată în jurul nostru de propriul nostru conștient, de conștiința noastră. Coloana reprezintă un astfel de drum, reprezintă un drum prin care noi urcăm încetul cu încetul de la o parte fizică spre o parte spirituală, de la o parte fizică la o parte energetică, de la o parte de inconștient la o parte de supraconștient. În același timp însă, în interiorul nostru, în interiorul inimii, există un spațiu, un spațiu în care, cu ajutorul iubirii, se poate crea absolut orice. Nu avem o limită în creație. Totuși, atâta timp cât trăim în această dimensiune în care mintea ne-a fost dată pentru a reuși să ne integrăm și a reuși să interacționăm cu această lume în care trăim. Partea noastră de intuiție care își are sălașul în inimă și care trăiește dincolo de timp este obișnuită să lucreze la o scară mare. Practic, cu sufletul simțim că suntem o parte a întregului univers. Ne putem integra și ne putem identifica cu planete, cu stele, cu constelații. Lucruri așadar la o scară macrocosmică. În ceea ce privește lucrurile mai mici, cele care uneori pot fi scâitoare și repetitive, deși niciodată o particulă nu ocupă exact aceeași poziție, deci lucrurile nu mai par repetitive, ele sunt de fiecare dată la fel, dar la un alt nivel și atunci nu sunt niciodată la fel. Așadar, aceeași întâmplare trăită de două ori este de fapt o întâmplare diferită. Același act de acupunctură pus pe același punct la ore diferite face și are un efect diferit. Aceeași pastilă luată de oameni care au, să spunem, o anumită configurație a stării de sănătate înseamnă lucru diferit. Și atunci,
pentru această interacțiune într-o sferă mică, am avut nevoie de o interfață, o interfață a sufletului cu lumea în care trăim și aici intervine mintea noastră. Mintea noastră însă intervine atât de bine, încât și din dorința unor forțe care uneori poate sunt deasupra noastră și nu întotdeauna să ne vegheze, mintea începe să își aroge rolul de stăpân. Adică începe să ne spună și să ne facă să credem că numai ceea ce ne spun simțurile noastre este adevărul adevărat și că realitatea ultimă este numai ceea ce putem noi percepe. Și din acest punct de vedere, realitatea este o iluzie, pentru că dacă stăm bine să ne gândim, în microscopia electronică s-a constatat că lumina, de exemplu, are o memorie foarte bună, iar electronii pe orbita lor se întâmplă să dispară aproximativ 50% din timp și să fie invizibil în universul nostru. Deci dacă ar fi să aproximăm, dacă ochii noștri nu ar fi setați pentru a vedea lumina pe o anumită lungime de undă, dacă urechile noastre nu ar fi setate să audă sunetul cu o anumită intensitate și am putea vedea dincolo de setările pentru care suntem făcuți și putem vedea, dar cu ochii minții, cu cel de-al treilea ochi, nu cu ochii reali, cea mai bună aproximare, așa, în termeni umani, este faptul că noi am arăta cum ar arăta imaginea la un televizor alb-negru, unde se vede prost, cu pureci, iar purecii ăștia ar mai și clipi și s-ar și schimba permanent această imagine și n-ar avea o constantă, ar avea o formă în continuă schimbare. Vă dați seama că pentru mintea noastră o astfel de imagine ar fi înnebunitoare, aiuritoare, ne-ar dezechilibra și atunci mintea este făcută să ne încadreze niște repere fixe care să ne permite să evoluăm în contextul acestei luni. Faptul că ulterior noi încercăm să ne identificăm cu mintea, mintea cea care creează probleme, mintea cea care pune șabloane, devine un lucru greșit și un lucru care ne face să ne îndepărtăm de adevăratul sens al lumii în care trăim, nimic altceva decât iubire și creație. Pentru că aici, în jocul acestor cuvinte, de fapt se ascunde una din cele mai profunde taine ale Universului. Desigur că în momentul în care mintea noastră ne încadrează în anumite șabloane, este foarte greu să ne dăm seama că suntem încadrați în aceste șabloane. Să luăm exemplu unei persoane care înregistrează o muzică, era să spun pe o casetă, dar îmi dau seama că deja casetele nu mai există, așadar o pune pe un CD. Și să spunem că cineva vrea să asculte această muzică. Dacă omul care îi pune acest CD îl derulează cu o viteză mai mare, va auzi o chestie neinteligibilă, agasantă, chiar agresivă. Dacă va pune și la frecvența potrivită, se va auzi o muzică armonioasă, exact ca muzica care a fost înregistrată. Iar dacă ar pune la o frecvență foarte joasă, dintr-o dată sunetul ar fi deslânat, dislocat, nu se mai da seama ce există. Așa se întâmplă și cu noi în momentul în care vorbim cu o persoană de lângă noi. Depinde pentru fiecare pe ce frecvență este setată mintea și evident pe ce frecvență este setată comunicarea. În momentul în care comunicarea noastră este setată pe o anumită frecvență, iar comunicarea celui din față este setată pe o altă frecvență, el nu va auzi sunetul pe care îl auzim noi. Și evident nu va înțelege ceea ce spunem noi. La rândul nostru vom păți același lucru dacă nu suntem setați. De aceea, de multe ori, în ceea ce definim noi ca fiind răutate, neînțelegere, reavoință, ar putea să fie o simplă problemă de înțelegere, comunicare și de frecvență. Pe de altă parte, dacă noi ne plângem că lumea în care trăim este o lume rea, o lume care are multe imperfecțiuni, este ca și un om care are un pahar cu suc în față și își dă cu părerea despre acel pahar,
că este mare, că este mic, că este galben, că este albastru, că e cald, că e rece, că e acru, că e dulce, că e bun, că nu e bun, că face bine, că nu face bine, dar, spunând toate aceste lucruri, el nu a luat paharul să guste. Așa și oamenii din ziua de astăzi. Folosim pretextul că lumea este rea și că este foarte greu să facă bine, aleg să nu facă nimic sau să facă rău. Pentru că este foarte greu să facă bine, dar de fapt nimeni nu a încercat să facă acest bine. Pentru că dacă ar fi încercat, și-ar fi dat seama că nu este deloc așa, că este chiar foarte ușor să faci bine. Și mai ales, un lucru este cel care ne frapează pe noi oamenii. Gândiți-vă că la nivelul planetei există multe miliarde de suflete. Ce s-ar întâmpla dacă toate aceste suflete ar fi pe o frecvență pozitivă și în loc să gândească că lumea în care trăim este o lume rea, agresivă, a violenței, a războaielor, etc., ar gândi și ar proiecta prin conștiința lor imaginea unei lumi calde, bune, profunde, spirituale, iubitoare. De aceea, atunci când ne gândim la ajutorul care ne poate veni din exterior, când ne gândim la ceea ce propovăduiesc religiile în general, să nu ne gândim că ajutorul ne vine din exterior. Ajutorul ne vine întotdeauna din interior în momentul în care noi ne schimbăm nivelul nostru de vibrație și nivelul nostru de conștiință. Abia atunci, în acel moment, calea de comunicare fiind deschisă, ajutorul din exterior va veni pentru că terenul este potrivit. Rămăsesem data trecută la vertebra toracal 5, vertebra inimii, cea care este folosită în artele marțiale pentru a simți adversarul. Există tehnici care dezvoltă foarte mult această vertebră toracal 5 și în acel moment, automat, omul chiar stând cu spatele simte mișcarea adversarului, dar e un mod greșit de a spune adversar, pentru că în momentul în care ești echilibrat și în momentul în care ajungi la un anumit nivel spiritual, nu ai dușmani sau adversari. Sau singurii dușmani și adversari care pot să fie pentru tine tu însuți. Nu există această idee, pentru că eu nu vreau să distrug. Eu vreau să fiu în armonie cu cineva. Nu vreau să mă războiesc, nu vreau să câștig. Vreau doar să evoluez împreună. Vertebra toracal 6, corespunzătoarei hexagramei 63, este interesant este că această vertebră nu are o corespondență în organele noastre interne și nu este acest lucru întâmplător, pentru că hexagrama 63 și 64 sunt hexagramele care încheie I Ching-ul. Practic, fac rezumatul întregii cărți I Ching și ne dau definiția realității în doi termeni înainte de a se întâmpla și imediat după ce s-a întâmplat. Cu alte cuvinte, ne exprimă acest mister al devenirii. Faptul că devenirea este un proces și că nu poate fi niciodată oprită sau pus degetul pe momentul în care se produce această transformare. Deci la nivelul vertebrei toracale 6, ni se spune că transformarea este o taină. Că e greu să o ținem în mână și nu știm exact când se produce, dar vom putea vedea când se produce. Pe de altă parte, punctele care corespund acestei vertebre toracal 6 sunt punctele de pe meridianul spline, pancreasului și stomacului. Așadar, este o vertebră care are legătură cu hrănirea. Hrănirea întregii ființe. Sigur că dacă hrănim stomacul cu alimente proaste, ne vom hrăni și conștientul nostru și gândirea cu alimente proaste. Dacă vom da prea mult zahăr, vedeți, societatea modernă este o societate care solicită foarte mult gândirea. Consumul de zahăr în societatea modernă este un consum din ce în ce mai accelerat. Este un consum spasmodic, un consum care practic ne împinge de multe ori spre oscilații foarte mari ale glicemiei. Glicemie mare, agitație, nervozitate. Glicemie scăzută, tremuri, leșini, stare proastă, depresie. Vedeți? Lucrul acesta este știut și de aceea foarte multe alimente din alimentația care avem în ziua de astăzi conțin în ele extrem de mult gust dulce, gust dulce care este destinat să întărească stomacul și pancreasul, dar este destinat să dezechilibreze mintea. Ceea ce privește hexagramele,
punctele care corespund hexagramelor plămâni 7 și vezică 62, vezică urinară 62. Plămâni 7 este punctul de deschidere a meridianului vas concepție, meridianul care practic este pe linia mediană a corpului, începând din creștetul capului, mergând până în zona perineală. Este marea meridianelor in. Deci iată că după ce am plecat din zona cervicală, unde ne străduiam să ne afirmăm, ajungem într-o zonă în care ne străduim să ne cunoaștem. Și numai că ne străduim să ne cunoaștem, dar punctul vezică urinară 62 are legătură cu deschiderea ochilor și are legătură cu meridianul și cu, în special cu zona coloanei pe toată lungimea ei. Cu alte cuvinte, cu rectitudinea. De să ne cunoaștem într-o manieră justă. Și cheia genelor care corespunde vertebrei toracal 6 pleacă de la îndoială, trece prin cercetare și ajunge la adevăr. Vedeți? Îndoiala este un lucru dăunător pentru că ne face să fim extrem de suspicioși și extrem de precauți, dar ne poate feri și de eventuale pericole. A cerceta, în sensul de a cunoaște, este și va fi întotdeauna un lucru bun. Numai că atunci când cercetăm, trebuie să vedem cu ce minte cercetăm. Ne folosim intuiția și mintea în egală măsură, facem o cercetare bună. Ne folosim numai mintea cu acele tipare mentale, întotdeauna vom analiza realitatea prost. Dacă un om bea un pahar de vodcă sau două și se urcă la volan, el va analiza drumul pe care merge și va vedea că trebuie să ocolească copacul care este pe marginea drumului. Numai că mintea lui, nefuncționând la un nivel foarte bun, va alege unul din drumurile care poate nici măcar nu sunt reale sau care îl duce într-un șanț. În ceea ce privește realitatea fizică, este mai ușor să dezlușim aceste tipuri de tipare mentale greșite. Din păcate, în ceea ce privește realitatea mentală și spirituală, este puțin mai greu să ne dăm seama care din aceste alegeri sunt greșite. Dar, în momentul în care ne așezăm pe o poziție corectă, în momentul în care practic suntem într-o zonă în care, să spunem, noi reușim să ne integrăm cu adevărat în realitate, în acel moment ajungem la o stare de adevăr. Și adevărul nu este neapărat un adevăr demonstrativ. Nu este genul de adevăr care să caracterizeze viața în sensul că noi cunoaștem adevărul și nimeni altcineva nu știe. Este vorba de adevărul acela care compune practic existența bazat pe bunătate, pe iubire, pe sinceritate, pe dăruire. Aceasta este direcția adevărului. Orice altă direcție este o direcție care face apel la ego-ul nostru, care, după cum se știe, este o unealtă destul de dăunătoare și de destructivă. Trecând mai departe, la vertebra toracal 7, hexagrama numărul 22, o hexagramă care este extrem de importantă pentru că ea reprezintă o poartă prin care sufletul nostru se exprimă, sufletul nostru practic poate să evolueze în dimensiunea în care trăim noi. În legătură cu hexagrama 22 sunt multe din cheile spirituale care sunt incluse inclusiv în religia noastră, religia ortodoxă. E vorba aici de taina botezului, taina împărtășaniei, taina căsătoriei, taina hirotonisirii, taina spovedirii. Deci există lucruri care sunt la nivel arhetipal definite în toate culturile și în toate religiile. Interesant este că această hexagramă este formată din trigrama Li și trigrama Gen, care practic reprezintă focul peste munte. Iată așadar, muntele reprezintă acea stare de liniște, acea stare de echilibru interior, acel echilibru dinamic care ne poate face să ne adaptăm cu ușurință la absolut toate transformările și toate schimbările care au loc, și nu pentru că o facem cu forță sau din încăpățânare, ci pentru că facem acest lucru cu blândețe, cu bunăvoință, cu răbdare, cu perseverență. Dar focul este simbolul luminii divine, este simbolul spiritual care ne arde, ne arde pe interior și ne face în egală măsură să avansăm, să ne purificăm,
și să ne transformăm, pentru că până la urmă focul este folosit în alchimie pentru a realiza o transformare profundă la nivelul ființei. Unul din punctele care corespunde acestei vertebre plămân 11 este întâmplător, dacă există întâmplare, și punctul unde se termină meridianul plămânului. Foalele acelea ale fierarului, care practic ne ajută să întreținem focul. Iată că plămânii, prin tehnicile de respirație, ne ajută să pătrundem mai profund în această stare de relaxare și în această stare de cunoaștere. În ceea ce privește punctele obișnuite, dacă putem să spunem așa, care coincid, sunt din nou puncte de pe meridianul spinei și pancreasului, dar iată că intervin aici și meridianele intestinului subțire și trei focare. Și intervin aceste puncte, intestin subțire și trei focare, pentru că, iată, pancreasul ajută hrănirea ființei la toate nivelurile. Și atunci, automat, în momentul în care noi ne hrănim și hrana este una potrivită, începem să vrem să facem două lucruri, să ne dezvoltăm spiritual, să separăm esențialul de secundar, să ne organizăm și să fim în contact cu divinitatea, ceea ce înseamnă meridianul 3 focare, dar în același timp e vorba și de a separa ceea ce este bun de ceea ce nu este bun, de a putea digera, de a putea învăța lecțiile de viață. Și învățarea lecțiilor de viață este reprezentată de intestinul subțire. Chiar există anumite tehnici prin care la nivelul intestinului subțire, în Qinai Cang, tehnica de masaj abdominal, putem vedea cum prin anumite tehnici în cuptorul acesta al organismului, intestinul subțire, putem să ardem elementele negative care încarcă diferitele organe. Și reamintesc aici că ficatul este legat de mânie, inima de bucurie, pe care nu vrem neapărat să o ardem, pancreasul, stomacul legat de îngrijorare, plămânul de tristețe și rinichiul de teamă. Cele cinci tipuri de emoții și sentimente din filozofia taoistă, care practic pot să echilibreze sau să dezechilibreze organismul. Punctele cheie care corespund hexagramei 22, din nou plămân 7 cu pericard 6. Plămân 7, deci din nou meridianul vas concepție, din nou aducerea la împlinire a obiectivelor, adică să culegem roadele acțiunilor pe care le facem, pentru că degeaba muncești, degeaba faci tot felul de lucruri dacă nu există o finalitate. Pe de altă parte, punctul pericard 6 este punctul vama interioară a sufletului. Este pe acolo pătrundem în interiorul sufletului, de acolo putem să scoatem anumite lucruri, putem să le lăsăm să stea, să se coacă pentru o vreme. Dacă vreți, mitul eroilor antici care orbeau la un moment dat, se referea la faptul că această orbire nu era o orbire fizică, ci pur și simplu ei își întorceau privirea spre exterior. Și interesant este că traiectul acesta prin care privirea se întoarce spre interior este un traiect care coboară la nivelul gâtului, ajunge la nivelul pieptului în inimă, iar de aici se răspândește prin meridianul pericardului până în zona palmelor, exact centrul palmelor. Aceste puncte din centrul palmelor în Qigong și în Taoist Lao Kong sunt punctele prin care noi emitem și primim energie. Dar foarte interesant este și punctul prin care oamenii dotați cu anumite capacități paranormale spun că și văd, pot vedea. Deci palmele sunt ca un fel de extensie a ochilor. De aceea este foarte important când dăm sau când primim, este foarte important modalitatea prin care facem acest lucru și acest lucru trebuie să fie evident o modalitate care vine de la nivelul inimii, trecând prin minte. Ceea ce privește cheile genelor care sunt legate de hexagrama 22, dezonoare, bunăvoință și grație. Vedeți, de multe ori oamenii acționează într-un fel sau altul pentru că așteaptă aprobarea sau dezaprobarea celorlalți. Cu alte cuvinte, contează mai puțin să facă un lucru corect, cât mai mult, din punct de vedere al psihologiei sociale, cât de mult ceilalți acceptă sau apreciază acel lucru.
Evident că dacă cei care au descoperit diferite lucruri n-ar fi spart acest tipar, n-ar fi trecut peste această dezonoare, această critică și ar fi spus, dar dacă este altfel decât mi s-a spus, niciodată noi n-am fi putut să progresăm, pentru că lucrurile ar fi rămas numai în stadiul acela de cunoaștere, după ce au descoperit și au arătat acel lucru, ulterior oamenii și-au dat seama că a fost descoperit și chiar s-au mirat și au spus, iată cât de simplu și cât de normal și cât de firesc era. Dar asta au spus-o de-abia după ce cineva a spart acel plafon, acea străpungere la nivelul conștiinței de care vorbeam la începutul emisiunii. Evident că în momentul în care omul nu se mai simte agasat, jignit, în momentul în care nu mai ia totul în nume personal, în nume propriu, nu mai există un sentiment de dezonoare, există un sentiment de bunăvoință, există acel sentiment de a dori să îi ajutăm pe toți din jurul nostru și nu să-i ajutăm neapărat cum vrem noi sau cu o încăpățânare furibundă, ci să-i ajutăm așa cum și când ne cer e ajutorul. Evident că această atitudine plină de bunăvoință va atrage o energie pozitivă, va determina grupurile mari de oameni să lucreze într-o armonie, fără să mai existe o concurență, ci doar o cooperare și atunci acel sentiment de grație, acel sentiment că ești binecuvântat și că reușești în tot ceea ce faci, va fi un sentiment care va caracteriza din toate punctele de vedere activitatea noastră. Activitate pe care o întrerupem pentru o scurtă pauză. Dacă am vrea să echilibrăm vertebra toracal 7, ar trebui să descriem cu mâna o mișcare ca și cum am împinge cerul, mâna cealaltă fiind sprijinită pe genunchi. Vedeți, există anumite gesturi inconștiente care, de multe ori, ascund în spatele lor adevărate simboluri pentru echilibrarea organismului. Mergând mai departe la vertebra toracal 8. 8 este, dintr-un anumit punct de vedere, dacă îl întoarcem pe orizontală, simbolul infinitului, hexagrama 28. Interesant este că la nivelul acestei hexagrame se combină cele două trigrame, sun și due, adică vântul, cel care se schimbă, cel care aduce schimbarea, și dui lacul, care înseamnă blajinul, blândețea, cunoașterea, cunoașterea prin blândețe. Iată așadar că schimbarea duce la cunoaștere, dar uneori schimbarea se poate produce treptat sau violent. Este bine ca schimbarea să se producă treptat, pentru că din ceea ce am constatat eu din practica acupuncturii, schimbările în rău sau în bine nu sunt atât de benefice organismului dacă sunt bruște. E mult mai bine ca binele să se producă treptat, pentru că o schimbare treptată înseamnă o recalibrare și adaptare a funcțiilor organismului la nivel corespunzător. De aceea, de exemplu, în cazul reglării glicemiei, tensiunii, colesterolului, este foarte bine ca organismului să-i fie acordat un timp, un timp de trecere, un timp de tranzit, prin care el să poată să facă față și să se readapteze la noile circuite și la noile mecanisme. Punctele care au corespondență cu vertebra toracal 8 sunt legate, iată, surprinzător la acest nivel, pentru că deja am depășit nivelul inimii, însă inima revine și mai ales plămânul. Deci sunt punctele care se termină meridianul plămânului, plămânul 11, 10 și 9, și punctele de pe meridianul inimii 5, 4, 3 și pericard 6, 5, 3. Ceea ce privește meridianul inimii, iată o precizare, discutam zilele trecute cu un pacient și vorbeam despre inimă și puterea ei de a crea realitatea și universul din jurul nostru. Foarte interesant este că pe toate meridianele există un punct de tonifiere și de dispersie. Cresc sau scade energia? Cu toate că pe meridianul inimii există un punct de dispersie, indiferent cât de mult aș folosi acest punct de dispersie în acupunctură, nu voi putea să disperseze energia de la nivelul inimii. Pentru că aici este o taină și aici este unul din circuitele de siguranță lăsate de Creator.
care știa că la un moment dat oamenii vor face anumite tehnici și se vor juca cu focul. Focul fiind elementul care caracterizează și inima. Și atunci, ca să nu se ardă foarte rău, a luat o măsură de siguranță. La ce folosește punctul cor 7? Punctul cor 7 folosește la o dispersie, dar o altfel de dispersie. Folosește la o pătrundere în straturile profunde ale inimii pentru a ajuta la înțelegerea și eliberarea traumelor emoționale. Este un cu totul și cu totul alt fel de dispersie decât cea care este pentru celelalte organe. Iată o precizare necesară care ne arată că organismul nostru are puterea de vindecare și cu toții avem această putere de vindecare. Cel mai bun medic este acela care nu se pune în calea de vindecare a organismului și nu se substituie acestei puteri de vindecare a organismului, ci doar o ajută și o însoțește. Punctele plămânului ne arată că, într-un fel sau altul, și această vertebră are legătură cu respirația, pentru că se știe că problemele pe zona toracală influențează extrem de mult capacitatea inspiratorie, volumul curent, volumul expirator maxim pe secundă și toți parametrii care țin și care se pot măsura la spirometrie. De aceea, într-un fel sau altul, integrarea la acest nivel a punctelor de pe inimă, pericar și plămân arată că între respirație și starea emoțională, între respirație și ritmul inimii, între respirație și tensiune, există o legătură extrem de importantă. Punctul care corespunde vertebrei toracal 8 de pe meridianele principale, stomac 43. Stomacul 43 este unul din punctele stomac 44 și 45, ultimele trei puncte ale meridianului stomacului, care se termină în zona labei piciorului la nivelul celui de-al treilea deget. Deci, cu alte cuvinte, la acest nivel învățăm, iată, în continuare să ne hrănim. Dar hrana de această dată se referă mai ales la modul în care ne hrănim cu oxigen, prin respirație, și la modul în care ne hrănim cu sentimente, cu ajutorul pericardului și ajutorul inimii. Nu întâmplător pericardului se spune înțeleptul corpului. Este vorba, practic, de acea structură energetică și informațională care filtrează tăria emoțiilor care ajunge la nivelul inimii. Căci dacă tăria emoțiilor ar fi prea mare, noi am putea să facem un infarct în fiecare zi. În ceea ce privește cheile genelor corespunzătoare vertebre toracal 8, lipsa scopului, totalitate și nemurire. Vedeți, de multe ori traversăm în viață anumite perioade în care scopurile sunt foarte clare, sarcinile sunt bine delimitate, termenele de execuție sunt precise și știm exact ceea ce facem. Nouă părându-ni se că aceste perioade sunt cele care de fapt ne fac viața mai frumoasă. Și urmează alte perioade în care totul pare să fie haotic, totul pare să meargă la voia întâmplării, totul pare să n-aibă nicio legătură cu nimic și să nu se lege în niciun fel. Interesant este că acea ordine de care am vorbit mai devreme este o ordine care nu poate să-și extragă esența decât din această aparentă dezordine, această destructurare a sistemului, această schimbare a perspectivei. Dacă ai privi lucrurile din aceeași perspectivă, ai găsi mereu aceleași soluții sau te-ai bloca în ele. În momentul în care sistemul se destructurează, ești obligat să evoluezi, ești obligat să găsești alte soluții, era să spun alte întrebări, pentru că de multe ori este mai important în viață să găsești întrebarea potrivită decât să găsești răspunsul potrivit. Pentru că, de fapt, în momentul în care ai găsit întrebarea potrivită, înseamnă că deja știi pe ce este important să te concentrezi în viața ta. Ei, în momentul în care trăiești această stare de lipsa scopului, ți se pare că ești izolat, că ești rupt de lumea în care trăiești, ți se pare că totul e împotriva ta, că nimic nu are sens, iată, te simți alienat, izolat. De aici până la depresie este un singur pas. Evident că în momentul în care treci dincolo de acest lucru și conștientizezi faptul că totul se întâmplă cu un anume scop pe care îl vei învăța la un moment dat, atunci îți dai seama că faci parte dintr-un întreg mult mai mare, că ești o piesă în acest angrenaj cosmic și atunci te vei simți iubit, te vei simți în mijlocul evenimentelor, te vei simți exact așa cum ar trebui să te simți. Un om care își are locul lui în acest univers. Evident că de fiecare dată când
ne punem o întrebare, apropo de faptul de ce este mai important o întrebare de pus decât aflarea răspunsului, Universul ne aude, știe că am pus acea întrebare. El se va gândi să ne scoată în față răspunsul la acea întrebare. Numai că răspunsul la acea întrebare nu va veni sub forma pe care o credem noi, adică nu se va prezenta o persoană cu un formular A4 în care se scrie răspunsul la întrebarea pe care domnul X ne-a pus-o, răspunsul este. Vom aștepta mult și bine până va veni așa. Sigur că în cele din urmă, Universul, având un mare simț al umorului, ar putea să ne trimite și o formulare a răspunsului sub lucrul acesta. Dar, în momentul în care ai pus o întrebare, treci pe lângă o vitrină și vezi un lucru în vitrina respectivă. Lucrul respectiv îți sugerează o parte din răspunsul pe care îl aștepți. Asculți două persoane vorbind, un subiect care nu te interesează, dar în discuția lor apare o frază care îți dă răspunsul la ceea ce te-ai gândit tu. Citești o carte și o deschizi la o anumită pagină și în câteva cuvinte care le citești în acel loc, găsești răspunsul la întrebarea care te frământa. Universul îți pune în față răspunsurile, rămâne să fii suficient de atent, sensibil și rațional ca să poți să... Iată, acum îți folosești mintea ca să le aliniezi într-o ordine logică. Mintea însă încearcă să interpreteze lucrurile numai în logica strict matematică, logica strict lineară. Universul ne prezintă lucrurile de multe ori în paralel. Sunt sute de evenimente care îți decurg în paralel și atunci această interpretare mecanicistă ne face să trecem uneori pe lângă adevărata bucurie și adevărata semnificație a lucrurilor care se întâmplă. Evident că în momentul în care ajungem să facem parte din acest întreg și ne simțim o parte a întregului, cuvântul de nemurire se referă la faptul că atunci când ești o parte a întregului și când întregul este etern, nu poți cunoaște acest sentiment de moarte. Vertebra toracal 9, iată, ajungem într-un punct nevralgic al coloanei vertebrale. De ce spun nevralgic? Toracal 9 este spre mijlocul coloanei, este o vertebră toracal 9-10 solicitată de foarte multe ori la nivelul remeneului și a tomografiei. Multe persoane au probleme în această zonă și nu întâmplător hexagrama 57 sun, vântul. Deci iată că în acest punct vântul ne lovește foarte puternic la nivelul coloanei. Ne determină să ne schimbăm, ne dezechilibrează, ne face să facem pași într-o direcție sau alta, nu mai putem sta liniștiți. Mai mult decât atâta, punctul de comandă este vezică biliară 41, punct care reglează dai-mai meridianul centură. Meridianul centură este singurul din cele 8 meridiane extraordinare care, așa după cum îi spune numele, trece exact prin zona pe unde trece și centura noastră fizică, de la nivelul pantalonilor și așa mai departe. Este locul care practic strânge ca într-o chingă toate meridianele organismului. Le ordonează. Cu alte cuvinte, este locul de unde putem vedea sau nu, putem înțelege sau nu, sensul și direcția vieții, sensul spre care trebuie să o luăm. Mai mult decât atât, având o conexiune cu toate meridianele, este locul unde se varsă, ca într-o mare, ca într-un ocean, toate patologiile, toate bolile, toate suferințele, toate lucrurile care au fost la un moment dat în viața noastră. Deci conține potențialul fantastic de eliberare a acestor traume. De eliberare spre vindecare sau de eliberare în alte sensuri. Noi ne vorbim de eliberarea în sensul vindecării. Interesant este că vertebra aceasta, ca simbolism, are corespondență cu organul ficat. Deci punctul vezică biliară 41, care vezica biliară este organul pereche al ficatului, ficatul care este răspunzător de vederea spirituală. Vezica biliară este răspunzătoare de curajul de a lua decizii. Iată deci vertebra toracală 9, care ne pune în situația de a lua o decizie corectă, într-o stare de calm, având vederea curată, neperturbată. Pentru aceasta însă este nevoie ca ficatul să funcționeze foarte bine, iar ca ficatul să funcționeze foarte bine, este ideal să nu-l intoxicăm cu fumat, alcool, medicamente foarte multe, alimente proaste și gânduri negative. Deci iată că ficatului sunt necesare aceste lucruri pentru a se regenera și pentru a ne regenera pe noi, pentru a putea vedea mai bine lucrurile. Punctele care corespund, punctele obișnuite, sunt toate punctele
adică 6 la număr, de pe meridianul plămânului, de la plămân 11 până la plămân 5. Iată, deci că vrem, nu vrem, respirația noastră trebuie să fie și o respirație abdominală, trebuie să fie o respirație care să amestece partea de aer, care reprezintă vântul organismului și vezica biliară, cu partea de foc, ceea ce înseamnă partea de intuiție și partea de vedere spirituală. În ceea ce privește cheile genelor, neliniște, intuiție și claritate. Neliniștea este acel sentiment pe care îl încercăm de multe ori pentru că nu știm exact ceea ce trebuie să facem. De fapt, intuiția ne spune ceea ce trebuie să facem, dar noi nu credem că ar trebui să facem chiar așa. Gândirea, mintea ne spune altfel. Pentru că așa am fost obișnuiți să luăm deciziile. Iată de ce folosirea intuiției este un lucru extrem de benefic, pentru că nu numai că suntem mult mai liniștiți, dar ne trăim viața și la adevăratul potențial. Evident că atunci când alegi pe cale intuitivă, poți să ajungi într-un punct în care, nu întotdeauna dacă ai ales intuitiv sau rațional, poți să realizezi un lucru foarte bun, dar care pe termen lung să se dovedească nociv. Poți realiza un lucru prost, care pe termen lung să se dovedească bun. E greu să judecăm bine sau rău din perspectiva noastră, pentru că noi ne încadrăm într-o perioadă de timp extrem de scurtă. E bine să judecăm perspectiva mai lungă și perspectiva aceasta este perspectiva divină. De aceea, în momentul în care înlăturăm această neliniște, ne folosim intuiția și avem încredere, vederea noastră va căpăta o claritate foarte mare și chiar viața noastră se va limpezi. Ceea ce privește vertebra toracal 10, vertebra toracal 10 este hexagrama 18 și aici își mai bagă coada un pic vântul, pentru că vântul și cu muntele se intersectează aici. Deci suntem pe vârful muntelui, am ajuns la un apogeu. Vântul începe să bată. Este deja o situație periculoasă care arată că dacă încerci să-ți împingi limitele dincolo de ceea ce poți să faci, există șansa ca să-ți faci rău sau ca să eșuezi. Este în același timp vertebra care corespunde ca organ vezicii biliare. Deci iată că este o vertebră care în momentul în care este deranjată pot să apară probleme, dureri de cap, amețeli, palpitații, arsuri la stomac, tulburări de tranzit, dureri de coloană, pot să apară depresie, pot să apară enervări, neclaritate, luarea dificilă a deciziilor și așa mai departe. Pentru că vezica biliară are nevoie de ajutor, celălalt meridian, meridianul Insia Omai, care este punctul de comandă pericar 6, face pereche cu vezică biliară 41. Este una din combinațiile care se folosesc în acupunctură pentru că are un puternic efect anxiolitic, diminuă teama, diminuă anxietatea, reglează ritmul inimii, reglează frecvența cardiacă, reglează activitatea vezicii biliare, reglează digestia, reglează într-un cuvânt viața noastră interioară și modul în care ea se adaptează la schimbările care vin din exterior. Nu este întâmplător că punctele obișnuite care corespund acestei zone sunt puncte de pe meridianul plămânului, intestinului subțire și trei focare. Iată deci că din nou vezica biliară ne ajută să fim inspirați și să alegem să separăm, cum spuneam, trei focare, esențialul de secundar, și să alegem ceea ce este bun de ceea ce nu este bun pentru a putea să separăm elementele care ne ajută să ne hrănim cu adevărat. Și ce privește cheile genelor, la acest nivel, e vorba de o cheie care are legătură cu judecata, integritatea și perfecțiunea. Judecata, după cum am spus, în funcție de ochelarii de cal, de mintea noastră cum funcționează, putem crede că dreptatea este numai și numai dreptatea noastră, că lucrurile trebuie să se întâmple numai și numai cum vrem noi și numai cum spunem noi este bine. Am putea constata, discutând cu fiecare din cei din jurul nostru, că fiecare crede și el la rândul lui acest lucru. De aceea, uneori ar fi bine să renunțăm la acești ochelari de cal. Sigur că cea mai corectă judecată este o judecată care încearcă să țină cont de un context mai larg, un context care se referă la modalitatea în care un act, un gest sau o acțiune servesc intereselor mai multor oameni și nu numai unui singur om. Pentru aceasta este nevoie însă de un nivel de conștiință ușor extinsă și e nevoie de un nivel de integritate,
Pentru că, iată, integritatea se referă la acea structură și capacitate a unui om care poate beneficia de resursele și informațiile la un moment dat asupra unui fenomen, dar nu are nicio clipă intenția de a le folosi într-un scop negativ. Singurul lui scop este de a face bine. Și, evident că atunci când judecata se bazează nu numai pe partea rațională, ci și pe intuiție, când judeci cu sufletul și nu neapărat cu mintea, când îți păstrezi această stare de integritate, reușești să duci lucrurile la bun sfârșit și reușești să le faci foarte bine. Vertebra toracal 11, hexagrama 24, 2 cu 4, 6. Deci iată că ne apropiem aici de un simbol al dărniciei, al bunătății. Este hexagrama 24 formată din trigramele Tsen și Kun, adică 3 focare și rinic 6. Interesant că este o combinație care se folosește foarte bine în reglarea metabolismului, reglarea rinichilor și tratarea problemelor care au legătură cu auzul. Deci, această hexagramă are o legătură cu modul în care noi auzim sunetele. Un blocaj pe vertebra toracal 11 poate să însemne o alterare a capacității noastre de a auzi sunetul. Rinic 6 are legătură cu partea de teamă, cu partea de anxietate, cu partea de odihnă, cu partea de cunoaștere, cu acea parte interioară de subconștient, unde lăsăm mesajele acelea subliminale. Iată o modalitate, punctul rinic 6, prin care putem accesa aceste programe subliminale și putem, folosindu-ne de echilibrarea acestui punct și a meridianului rinic, să diminuăm teama și să introducem mesaje subliminale care de data aceasta să fie constructive. Punctele care sunt legate de vertebra toracal 11 sunt situate pe meridianul intestinului gros, pe meridianul ficatului și pe meridianul rinichiului. Iată deci că dintr-un anumit punct de vedere vrem ca la acest nivel să se facă dreptate, vrem ca imunitatea să funcționeze bine, vrem ca să nu ne mai temem și vrem ca să înțelegem ceea ce se întâmplă cu noi. Nu întâmplător este vertebra care corespunde ca și organ spline pancreasul. Este o vertebră care, dacă nu este reglată bine, hrănirea organismului este proastă, ne balonăm, avem senzație de sfârșeală, oscilează foarte mult glicemia, putem face hipoglicemie, avem nevoia de dulce și suntem adeseori îngrijorați, putând ajunge chiar și până la obsesie. Cheia genelor care corespunde cu această vertebră, dependență, inventivitate și liniște. Dependența. Dependențele sunt multe în lumea în care trăim. De aceea, de multe ori, dependența de dulce, dependența de fumat, dependența de servici, dependența de alcool, trebuie să transformăm lucrurile pe care le facem nu într-o dependență, ci într-o pasiune. De aceea, de multe ori, inventivitatea intervine în momentul în care viața te împinge să faci anumite schimbări și încerci să treci dincolo de această dependență, înlocuind lucru care credeai că este indispensabil cu un alt lucru despre care vei crede din nou că este indispensabil, până când îți vei da seama că este un ciclu firesc, un ciclu care trece printr-o perioadă de schimbare, o perioadă de cunoaștere, o perioadă de schimbare, o perioadă de cunoaștere, în așa fel încât nu vei mai fi neliniștit că ce se poate întâmpla. Vei ști că orice lucru merge spre o parte de evoluție. Vertebra toracal 12, hexagrama 21, combină cele două trigrame Tsen și Li, așadar tunetul cu focul. Iată că este deci o parte de revelație, pentru că deja se pregătește intrarea pe coloana lombară și sacrală, acolo unde deja lucrurile sunt la un nivel mult mai profund și despre care vom vorbi, desigur, în emisiunile viitoare. 3 focare, 5 cu plămâni, 7. Așadar, iată că dintr-un anumit punct de vedere ne întâlnim aici cu meridianul 3 focare, care practic echilibrează mișcările la nivelul mâinii, cele cu care interacționăm cu lumea, cu meridianul vas concepție, cele cu care aducem lucrurile la noi. Iată că depinde cum interacționăm cu lumea și cum aducem lucrurile la noi. Le aducem cu bunătate, le aducem cu răbdare, le aducem pentru cunoașterea și dezvoltarea interioară sau le aducem numai pentru îmbogățirea exterioară. Depinde de noi cum folosim. Nu este întâmplător că punctul acesta 3 focare 5 este legat de tiroidă, este legat de comunicare. Deci, iată, vertebra aceasta, toracal 12, este o vertebră care are legătură din acest punct de vedere cu comunicarea. Are legătură, de asemenea,
ca organ cu stomacul. Este vertebra la nivelul căreia se proiectează stomacul. Deci persoanele care au probleme cu stomacul vor avea dureri la nivelul acestei vertebre, iar persoanele care au dureri la nivelul acestei vertebre își vor întrerupe circuitul la nivelul stomacului și, evident, persoanele cărora le funcționează stomacul sunt strângătoare și depozitează foarte bine. Stomacul este depozitarul și grânarul organismului. Automat, în momentul în care aduni, vei vrea să aduni și mai mult. Vei vrea să aduni și mai mult, vei deveni avar, vei deveni lacom, vei deveni lacom, adun prea mult, ți se va face rău la nivelul stomacului. Este important că stomacul este, iată, dependent dintr-un anumit punct de vedere de partea spirituală, pentru că meridianul 3 focare, Yang Xiao Mai, iată că este legat prin punctul 3 focare 5 de această vertebră și de organul stomac. În ceea ce privește punctele obișnuite, regăsim aici puncte de pe meridianul intestinului gros, meridianul splinei pancreasului și meridianul rinichiului. Intestinul gros și splina și pancreasul, iată că înconjoară meridianul stomacului. Intestinul gros este păzitorul organismului, cel care este dependent de imunitate, deci imunitatea este dependentă de alimentație și de produsele toxice care trec și ies din organism. Pe de altă parte, zona aceasta a splinei și pancreasului, organul pereche al stomacului, cel care formează practic focarul mijlociu. Focarul mijlociu este situat, după cum îi spune și numele, chiar în centrul organismului și este locul prin care asimilăm sau eliminăm anumite gânduri, sentimente, alimente, toxine, cunoaștere, ignoranță, îngrijorare, obsesii. Iată că cele două organe, stomacul și pancreasul, trebuie să funcționeze în tandem și de aceea această zonă a vertebrelor toracal 11-12 trebuie să funcționeze extrem de bine, pentru că un blocaj pe această zonă poate să însemne probleme, deci zona toracal 11-12 poate să însemne probleme pe zona articulațiilor, pe zona vaselor de sânge, pe zona sângelui, tulburări autoimune, tulburări care au legătură cu alergiile, dar în special din zona autoimunitară. În ceea ce privește cheile genelor, sunt trei chei aici, control, autoritate și vitejie. Ceea ce ne spune că, dintr-un anumit punct de vedere, nu vom putea să deținem niciodată controlul absolut, va trebui să lăsăm sufletul să se adapteze, dar putem să ne exprimăm autoritatea încercând să facem lucrurile bune și alegând să ne folosim vitejia nu în acte violente sau extreme, ci vitejia să fie o formă de a face bine prin cunoaștere celor de lângă noi. Lucru pe care vi-l doresc și dumneavoastră în acest final de emisiune, vă doresc ca partea aceasta de vitejie să fie întotdeauna dublată de iubire și de înțelegerea aproapelui, pentru că numai dăruind putem să primim cu adevărat. Vă mulțumesc!